cunoștință din fel din altă. Primarul comunei duce în județul Bacău. Nu este despre articolul 39 alineatul 1, articolul 68 alineatul 1 și articolul 115 alineatul 1, litera A din legea numărul 215 de 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dispune. Articolul 1. Se convoacă Consiliul Local Bucim în ședință ordinară în data de 28 noiembrie 2018, orele 13 la sediul primăriei Comunei Bucim. Ordinea de zi este următoare. 1. Proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe trimestrul 4 anul 2018 al Comunei Bucim, inițiator primarul Comunei. 2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării hotărârii Consiliului Local Bucim numărul 21 din 26 septembrie 2018, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție dotare cămin cultural în sat Bucim, Comuna Bucim, județul Bacău, inițiator primarul Comunei. 3. Proiectul de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unei suprafețe de teren la terenul hotărârilor pentru obiectivul alimentare cu energie electrică, magazie cereale, SC Mecor Prest Serva, SRL, localitatea Răcăuți, Comuna Bucim, județul Bacău. Lucrări tarif de racordare către SC Delgaz Grid, ESA, inițiator primarul Comunei. 4. Proiectul de hotărâre privind aprobarea planului local de acțiune privind incluziunea cetățenilor români aparținând minorității rome din Comuna Bucim, județul Bacău, pentru anul 2019, inițiator primarul Comunei. 5 diverse. Domnul președinte, mulțumesc, domnul primar. Supun la vot ordinea de zi. Mulțumesc pentru. Supunem la vot procesul verbal din ședința de zi. Dau cuvântul domnului Marc pentru a expune numărul, punctul numărul 1. Expunere de motive privind inițierea proiectului de hotărâre referitor la aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Bucim pentru trimestrul 4 anul 2018. Doamnelor și domnilor consilieri, proiectul de hotărâre pe care îl spunem astăzi dezbaterii dumneavoastră se referă la rectificarea bugetului local cu suma totală de 141.000 lei, după cum urmează. Din suma de 30.000 lei existent în cadrul secțiunii de funcționare de la capitolul sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielor descentralizate la nivelul comunilor, indemnizoate persoane cu handicap, 5.000 lei am propus să fie repartizată la capitolul 420234 pentru plata ajutorului de încălzire, iar restul de 25.000 lei vor fi returnați către AJP IS Bacău, întrucât bugetul local al Comunei Bucium în anul 2018 au fost repartizați mai mulți bani decât am avut nevoie la acest capitol. La secțiunea de dezvoltare a Comunei Bucium, rectificarea se referă la suma de 166.000 lei, din care am propus cu suma de 78.000 lei să fie aprobată spre decontare la PTH verificare extindere rețea de alimentare cu apă, respectiv 88.000 lei pentru decontare PTH verificare extindere rețea canalizare. Aceste sume provin din bugetul local și au fost primite de la bugetul de stat prin finanțare PNDL 2. Având în vedere expunerea făcută mai sus, rog să supuneți dezbatere și aprobări proiectului de hotărâre prezentat. Domnul președinte, dau cuvântul domnilor. Așa cum ați observat, nu numai la nivelul nostru se face rectificări, se face rectificări însă și la nivelul național. La guvern se face și rectificare, așa se face la noi, așa se face la sfârșitul fiecărui an, ca balanța să iasă pe zero. Deci, analizând proiectul hotărâre, și ați văzut cum a fost s-a reținut ce ni trebuie, nu aici, ce nu ni trebuie, trebuie bani, trebuie returnați. A fost, da, dar acolo a fost dat o sumă mai mare. S-a dat o sumă mai mare, exact, prevăzut mai mult, ce nu se cheltuie, se dă înapoi. Ceea ce face și primăria noastră. N-avem decât să aprobăm, cel puțin punctul de vedere al comisiei, este că aprobăm această rectificare propusă către domnul primar. Deci răspunsul este da. Mulțumesc, domnul primar. Dacă cineva vrea să mai ai comentul? Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Sau cuvântul domnului primar, pentru a expune punctul numărul 2 din ordinea de zi. Expunere de motive la proiectul de hotărâre referitor la aprobarea modificării hotărârii Consiliului Local Bucim numărul 21 din 26 septembrie 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice pentru obiectivul de investiții dotare cămin cultural în sat Bucim, Comuna Bucim, județul Bacău.
Doamne și domnilor consilieri, în luna septembrie, prin hotărârea Consiliului Local numărul 21, s-au aprobat indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții dotare comun cultural în sat Bucium, comuna Bucium, județul Bacău, la care au fost atașate trei anexe. În anexa numărul 3 la această hotărâre au fost prevăzute categoriile de cheltuieli care se vor finanța din bugetul local al comunei Bucium. În urma comunicării hotărârii Consiliului Local numărul 21 către GAL Vala Trotușului, asociația prin care se derulează proiectul pentru obținere de finanțare, s-a constatat că există o corespondență între suma eligibilă și cea neeligibilă, aprobată astfel încât, prin adresa numărul 233 din 13-11-2018, ni s-a solicitat modificarea în regim de urgență sub sancțiunea declarării proiectului ca fiind neeligibil. Astfel se impune diminuarea cheltuielor eligibile din 398.194 lei, 85.47 euro, inclusiv TVA, în 361.780 lei, 77.655 euro, inclusiv TVA, și implicit majorarea cheltuielor neeligibile din bugetul local de la 17.850 lei la 3.832 euro, inclusiv TVA, la 54.264 lei, 11.648 euro, inclusiv TVA. Consider că chiar și cu aceste majorare care o suportăm din bugetul local, investițiile este necesară pentru comuna Bucium, de pentru care supun spre analizele și aprobare proiectul de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 21 din 26 septembrie 2018. Aici e vorba de finanțare, cofinanțare cămin cultural, am depus pe GAL, nu suntem cu eligibilitatea mai puțină, trebuie să mai punem niște bani și ca să treacă proiectul. Am mai mărit, e neeligibil, am mai majorat. Domnul președinte. Mulțumesc, domnul primar. Dau cuvântul domnul Tudor. Deci și a explicat domnul primar. Noi în septembrie am votat sumele. Niște sume. Unde partea noastră de participare la acest proiect era prins în anexa 3. Acum s-a creat o diferență, cel care a verificat proiectul, este o diferență de 8.000 de euro, 8.000 și ceva de euro, de la 3.000 și ceva de euro, la 11.000 și ceva de euro. Vorba de vreo 8.000 de euro, care trebuie noi, Consiliul Local, să participăm la acest proiect. Proiectul trebuie derulat în continuare, adică de asta și urgența trecerii lui pe ordinea de zi, pentru că nu putem rămâne așa cum am votat în septembrie, trebuie să continuăm dotarea căminului cultural. Comisia de Buget Finanțe a dat afirmativ pentru acest proiect și trebuie să continue, chiar dacă va trebui să plătim din bugetul local 1.000 de euro, care nu consider că este o sumă așa mare. Mulțumesc, domnul Tudor. Dacă cineva vrea să mai ia cuvântul, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Dă cuvântul domnul primar pentru expunerea numărul 3 din ordinea de zi. Expunerea de motivul la proiectul de hotărâre referitor la darea în folosință gratuită a unei suprafețe de teren aferentă lucrărilor pentru obiectivul alimentare cu energie electrică, magazie cereale SC Mecor, Peste, SRL, proprietatea Răcăuți, comuna Bucium, județul Bacău, lucrări tarif de racordare către SC Del Gaz, Grid SA. Doamnelor și domnilor consilieri, având în vedere solicitarea numărul 4209 din 8-10-2018, transmisă de SC Gen, Iul, Trendic, SRL, prestator de servicii pentru secil de gaz, Grid SA, prin care ni s-a solicitat aprobarea unei hotărâri de Consiliu pentru executarea lucrărilor la obiectivul alimentare cu energie electrică, magazie cereale, secil Mecor, Prest, Serv, SRL, localitatea Răcăuți, comuna Bucium, județul Bacău. Lucrări tarif de racordare pe teren aparținând domeniului public al comunei Bucium. Am inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care am propus aprobarea dării în folosință a suprafeței totale de 280 metri teren, metri pătrați teren, de durata existenței constructorului. Motivația solicitării din partea reprezentantului Del Gaz Grid SA este obținerea autorizației de construire pentru executarea unei astfel de lucrări. A fost eliberat certificatul de urbanism numărul 13 din 5-10-2018 cu avizul Consiliului Județean Bacău, în care s-a specificat condiția de obținere a avizului administratorului drumului public în zona care se execută lucrarea. Acest aviz constă în adoptarea de către Consiliul Local Bucium a unei hotărâri de dare în folosință gratuită pe perioada existenței constructorului, întrucât zona în care urmează a fi amplasat cablul subteran, precum și blocul de măsură și protecție, trifazat, fac parte din domeniul public al comunei Bucium.
Iar total suprafața necesară pentru realizarea acestei lucrări este de 280 de metri pătrați și este individualizată în plan și de anexă la certificatul de urbanism. Având în vedere argumentele expuse, propun aprobarea proiectului de hotărâre așa cum a fost prezentat. Aici e vorba acolo în câmp, între Răcăuș și Onești, unde este magazia de cereale al lui Jigău. Are nevoie de trifazat, de o putere mai mare de consum și fiindcă dacă tot face ceva pe teritoriul comunei noastre și noi suntem de acord să dăm să bage acel scabru trifazat prin pământ. Nu încurcă cu nimic, îl bagă la un metru, se face alimentarea magaziei cu 3,80. Domnul președinte, mulțumesc pentru mulțumesc doamna Motoveanu. Mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost amendat de către membrii comisiei și aprobat în unanimitate. Mulțumesc. Mulțumesc și eu. Dacă cineva vrea să mai cuvântul. Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Dau cuvântul domnul primar pentru a expune punctul numărul 4 din ordinea de zi. De expunere de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea planului local de acțiune privind de inclusiunea cetățenilor români aparținând minorității rome din comuna Buciu, județul Bacău. Doamne și domnule consilier, având în vedere adresa transmisă de instituția prefectului județului Bacău, numărul 23252 din 5.11.2018, cu termen de răspuns în data de 30.11.2018, prin care se solicită transmiterea planului local de acțiune pentru incluziunea cetățenilor români aparținând minorității rome din comuna Buciu, județul Bacău și având în vedere faptul că minoritatea romă reprezintă în comuna Buciu aproape 20% din totalul locuitorilor, am inițiat prezentul proiect de hotărâre la care am anexat un plan de măsuri prin care s-a stabilit câteva obiective care urmează a fi avut în vedere cu privire la această categorie de persoane. Pentru fiecare obiectiv prevăzut în anexă la proiectul de hotărâre s-au prevăzut și măsurile care trebuie luate, stabilindu-se instituția, persoana responsabilă și termenul de aducere la îndeplinire. Urmează ca dumneavoastră să analizați și să hotărâți cu privire la proiectul de hotărâre prezentat. Aici e vorba despre etnia romă, avem descui. Așa ne-au cerut de la prefectură și atunci am făcut un plan local cu 6 obiective pe educație, ocuparea forței de muncă, sănătate, locuire și mica infrastructură, cultură, infrastructură și servicii sociale. Cred că ați văzut anexa, ați citit-o, unde avem persoane, primăria, școala, doctorul de familie, care sunt direcții răspunzători, să duc la îndeplinire acest plan. Domnul președinte. Mulțumesc, domnul primar. Dau cuvântul la domnul Doreanu. Mulțumesc. Având în vedere că oricine se vrea să se integreze într-o colectivitate, trebuie să respecte niște reguli. Membrii comisiei au analizat proiectul inițial de către domnul primar și au fost de acord cu aprobarea acestui. Mulțumesc. Mulțumesc și eu. Dacă cineva vrea să ia cuvântul. Dacă nu se pune la vot, cine este pentru? Mulțumesc, unanimitate. Am ajuns la cuvânt la partea cu diversiile. Dacă cineva vrea să ia cuvântul. Dacă nu, declar ședința închisă.